Decizi cine a venit la noi. Chiar acum vreau să le despachetez. Dar mai avem și câteva activități mai interesante. Vrei la canto? Da. Dai să cânti? Dar ce faci, Matei, acolo? Cod nu a fost introdus pentru că nu are baterii. Probabil cheile sunt în interior. Măi, Matei... Bijuterii nu prea... Bani nici pe atât... Nu știu cum am putut să rezist. Ce-i? E un act foarte important. Bună dimineața! Astăzi m-am trezit la ora 7.30, iar acum este ora 7.42. Și atunci când m-am trezit, am văzut o grămadă de păsări. Vai, câte rândunele! Acest liceu nu era funcțional din cauza acestui dispozitiv. Ne-am gândit să schimbăm. Am cumpărat mai de mult așa buton. Doar că nu am găsit din culoare metalică. Decât să nu funcționeze deloc, mai bine așa, tati. Și apropo, culoarea albă se potrivește destul de bine. Dar am o întrebare pentru voi. În fiecare dimineață mie mi-este frig. Oare de ce? Dar voi la fel este așa? Am vă luat o vestă. Și acum voi încerca prăjiturica lui Melissa cu scorțișoare și banană. Și mănânc cu mânuța. Este biscuite! Ce bun! Nu vine să cred. Hai să vedem, mai. Două pompe. Și vedem dacă am pus corect. Stai, invers. Funcționează acest WC-ul! Chiar dacă pare simplu, a fost foarte dificil să găsim butonul ăsta. Astăzi mi-am comandat o pereche de AirPods și au ajuns astăzi foarte rapid. Chiar acum vreau să le despachetez. Să vedem... Deschide-te! Mami la fel are, am văzut la ea și mi-am luat și eu. Arată atât de fain! Și vreau să le probez. Le-am încercat și pe ale ei, doar că îmi cădeau din urechi. Și așa m-am gândit dacă îmi cad și astea. Și sper să nu-mi cadă. Se țin bine! Mi-a ajuns acest încărcător, dar eu voi încărca aici calculatorul, telefonul sau chiar căștile. Melissa, vreau și eu! Păi îți dau și ție! Și vei asculta muzică când vrei tu. Mi-au ajuns și mie căștile. Așa arată și acum le voi scoate. Ne facem forțe pentru că mergem afară să finalizăm căsuța lui Ice. Să-i facem acoperișul. Dar mai avem și câteva activități mai interesante. Ghiciți cine a venit la noi? Andrei! Salut! Salut, eu sunt Andrei. Și avem o întrebare la abonații noștri. Oare să aibă Ice cățeluși? Cine da! Vrea să scrie comentarii? Scrieți în comentarii că trebuie să aibă cățeluși. Ce facem noi? I-arăți lui Andrei tot să exploreze? Da. Ice fundul piscinii este foarte murdar. Deci, voi curăța cu aspiratorul. Voi trebuie doar să numerați succes! Hei, tu vreodată ți-ai numărat câte calorifere și câte condiționere ai în casă? Eu nu! Dar știu că la mine în cameră este un calorifer defect, care acum se repară, și două condiționere, care unul este bun și altul la fel se repară. Acesta este cel bun, iar de aici curge apă. Și-am pus acolo ceva ca să nu mai curgă. Da, iată ce murdărie s-a adunat de-a lungul anilor. Și noi vrem să funcționeze bine climatizatoarele în toată casa. Da, trebuia să facem așa o aerisire la tot sistemul din casă. Până astăzi, acest condiționer nu funcționa deloc și la mine era în cameră foarte cald. Nu știu cum am putut să rezist, dar am putut pentru că nu stăteam în cameră. Și astăzi am scos această carcasă și vrem să le reparăm. Ce la canto? Vrei la canto? Da. Dai să cânti? Cum ai să cânti? La la la. Mircea, mergem? Mergeți doar dacă puneți bicicletele la loc. Unde stai, Mihaela? Aici. Pe scaun? La tu. Dar pune centura. Poți să pui centura? Da.
unde e centura? Armătura. Bravo! De unde e ice? Ice. Ice. Salut! Salut! Mihaela, dar tu vrei să vinți? Salut! Uitați! Nu! În fiecare zi vom scrie noi povești prietenii. Bravo! Ia să vedem, Mihaela poate să numere. 1. Nu știi. Mașina. Nu știi. Mașina. Bine, merge cu mașina, dar hai numără. 1. Hai. Dar nu vrei să numeri? 2. Centura. Bine, centura. Dar ce faci, Matei, acolo? Ce, Matei, ce ai făcut? Ce-a făcut? O spune și du-și vezi. Păi dezasamblat tot spaul. Faci șuruburi de tot posibil și... Cu ce, mai? Cu ce? Cu mâna, tati. Eu cântam, eu n-auzeam nimic ce se întâmplă aici. Matei, am scos din și toate șurugurile din scaunul ăsta. Nici nu știam ce faci aici. Super, bravo, Matei. Pare tati un constructor în casă. Cu ce-o greșit, Cristi? Matei, neavând ce face, își caută ocupație. Ce ai vrut să faci acolo? O casă! Auzi, Cristi? Gata, am găsit un gata. Au vrut să fac o casă. Gata, am găsit. Ai vrut să faci o casă din ce? Da, acum plângi. Na, dar nu plângi. Acum că și noi făceam asta când eram mic. Rezolvat. Acum eu îl testez primul. Hai, du-te și vezi, Matei, dacă e reparat. Hai, asta apară și la video. Acum am învățat să montăm și să demontăm un scaun de tobosar. Da, da. Din care am vrut să construim o căsuță. Dar ce mai ai acolo, mână? Ia arată. Ce-i asta? Ce-i asta? Tati! Mă plânge. Tati! Mai rămas-o pe uliță. Hai, că știu de unde. Asta știu de unde. El o ținea ca amintire sau ce făcea? Uite, uite la lacrimile lui de crocodil negru. Asta-i de la... Da, de la... S-a făcut de vazelină. De la scaun. Du-te, Matei, știți. Ulei! Măi, Matei. Încăpem, tati, aici? Scrie cam 2 metri și 10 centimetri. Ar trebui să încăpem. Noi cât avem? 2 metri și 5 centimetri. Încet, tati! Cărți! Aha! Hai că este spațiu. Ce bijuterie se ascunde sub copertina asta, a? Uite! Cine l-a recunoscut? Cât de înalt este scaunul! A stat în soare și trebuie retapițat, trebuie aranjat un pic. Iar pe 14 februarie, Aisea, vei asculta cântecul nostru la mulți ani! Mulțumim! Salutări! Ciao! Și acum vreau să testez și eu pe motocicletă, care se numește cum se numește? Trac! Da, cum fac polipen highway? Da, cum ești, nu știi care de fapt ce avem într-un tipul este trike. Trike! 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 Hai, Melissa! Desigur, după foarte multe activități... Noi ne este foame! Și mergem să mâncăm. Unde? La restaurant? La zi de naștere. Haideți! Suntem atât de flămânzi. Eu cred că le pot mânca pe toate. Cred că până șpală tati mâinile, nu mai rămâne nimic. Tati, grăbește-te! Wow, ce limonadă! Căpșuni! Castraveți! Și lămâie! Deci, poftă bună tuturor! Puteri noi! Și în câteva clipe începem în partea să filmăm. Cine vine la tort? Noi, dar plecăm la o plimbare întâi, bine? Ba! Wow.
Bună! Bravo, Ionuț! Și cu asta vin tu la zile noastre! A plăcut? Da! Wow! Motoare, motoare! Plimbare prin Oradea! Hai că revenim în 5 minute! Ionuț convinge! Ce convinge! Hey! De la Mersi direct la parcare! Prin Oradea! Chiar ne-a fost foarte foame. Bană! Da, nu a fost să fie. S-a spart roata, Ionuț. Copiilor nu le-a fost destul. Nu ai venit încoace, poate să-i preluăm. Însă ei au plecat. Cu trenuțul! Te joci? Da, cu fitice. Da? Dar de unde e ea? De la tine, de la grădini? A, da. Cum te cheamă? Iohana. Iohana, e de la tine din grupă, de la grădiniță, da? Și eu, Ionuț. Și Ionuț. V-ați jucat? Vă jucați frumos? În grupă, în jos. În grupa, a, grupa de jos, da? Mami, grupa mică deja sunteți. Poftă bune! Mulțumim! Eu poliție. Tu păzești aici? Da. Să fie ordine în oraș? Da. Ai grijă de pietoni? Da. Bine. Azi e ziua ta, toată lumea se va distra. Dansăm până dimineață, să ne bucurăm de viață. Azi e ziua ta. Și multe artificii, la cel mai mare party cu toți amicii. Arieteni peste tot, cu mele mii nimeni nu stă pe loc. Închideți ochii, vine tortul surpriză. Suflă-n lumânări, puneți o dorință. Azi e ziua ta, toată lumea se va distra. Dansăm până dimineață, să ne bucurăm de viață. Azi e ziua ta, mirimiți va cânta. La mulți ani, vesel la mulți ani. Căile! Uite-l! Tati, nu mai deschidem ușa. Mușcă. Nu mușcă, dar nu poate mușcă să facă dănănaie. Clipul nostru deja a fost filmat, poate să plouă, să avem roadă, dar chiar dacă și ploua, cred că tot filmam, tot avea să fie foarte bine. Acum suntem la înregistrări și urmărim peste geam cum plouă. Acum voi cânta la gitară! Cu păr, care nu prea... Lui Cristi peste noapte i-a venit o idee foarte genială, așa că vom folosi pom, tati. Mergi și înregistrează împreună cu Ionuț. Cristi, să urc pe scaun? Deci pe nota asta, pom, pom. Așa, unul, dar puțin mai gros, așa, pom, pom. Și încă o dată cât mai drept, pom, pom. Și acum mai tare un pic, pom, pom. Dar pe nota asta, pom, pom. Mai jos un pic, pom. Mai sus un pic, pom, pom, pom. Nu-i drept. Cum drept? Pom. Păi lasă. Pom. Așa. Așa. Și acum o să încercăm să dăm mai tare puțin volumul. Mai trebuie un pic cu viteză mai aici. Pom, 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 pom. Wow! Poți să ne jucăm? Vocea lui tati mi-a limit la claviatură. Oh! Acum e așa ca și un fel de joacă. Poți să ne jucăm cu pom-pomul lui tati. Pom, pom. Și acum o să facem linia melodică. Și acum o să compun linia melodică cu pom-pomurile astea și o să atașăm unde trebuie acolo. Unde-i spalmele, de exemplu, acolo, pe partea aia. Wow! Ah,
frate! Ești multiplicat aici! Clonat! Wow! Și acum înregistrăm. Una, una, două, trei și... Asta-i ziua ta! Super! Am tizut notele, așa cum... Astăzi ziua ta! Scoate metronomul. Astăzi ziua ta! Mâinile îți fac cânta! Se fac minuni la pian cu toată tehnica asta. Secunde. Eu zic că o să dea bine, da. Cine mai ține minte safieul în care am filmat? Cu... Super Zinx. Super Zinx, da. Și făcând experimente al de Melissa cu Mircea, din și greșeală Matei la fel, au introdus coduri diferite și l-au blocat. Cheia este nu știu unde. Și nu putem să-l deschidem. Codul nu a fost introdus pentru că nu are baterii. Probabil cheile sunt în interior. Și uite, mami, avem și o soluție. Cleșcă. Da. Cu care vom scana și vom vedea ce este în interior. Vom scana. Vom da camera în interior. Vezi camera? Are și un obiect interesant care luminează. Și hai să vedem ce este în interior. Dacă avem ceva scump în el. Dar noi cum nu prea avem? Bijuterii nu prea. Bani nici pe atât. Aș fi bucurat să găsesc ceva. Jucării de copilul, nu? Nu, mami. Mai căutăm. Stai, ce am găsit? Ce ai găsit? Acuș. O bucată de Titanic? Niște acte! Documente! Mhm. Ia să citim. Ce s-a stea? Hai că citești dacă... Ia, stai să citească. E un act foarte important, mami. Scrie Lamborghini? Dacă de unii mai încet, uite așa. Asta e cheia aia? Ce? E un ac foarte important. Ce? E garanție de la safieu. Hai că încercăm și cu Matei, da? Încercăm? Poți? Bravo! Cântă refrenul, Matei, puțin. Azi de ziua ta ce-am adus în dar multe zâmbete la mulți ani cu ruști. Cine acolo? Cine? Matei, te auzi pe tine cum ai cântat? Și cum ai cântat? Frumos sau nu? Am cântat. Dar trebuia un pic mai tare, da? Da.